Buzăul este un județ extraordinar. Pe lângă oamenii minunați care locuiesc aici, avem locuri extraordinare pe care, din păcate, nu am reușit să le punem în valoare. Tabăra de sculptură de la Măgura este o tabără unică în țară și unul dintre obiectivele importante care ar putea fi redate circuitului turistic și care pot să genereze dezvoltare în județul Buzău. Mănăstirea Ciolanu este una dintre cele mai importante mănăstiri din Muntenia și din această parte de țară. Mănăstirea Ciolanu trebuie sprijinită și guvernul liberal trebuie să pună umărul la reabilitarea mănăstirii Ciolanu. Este un factor extrem de important în strategia turistică a județului ca mănăstirea Ciolanu să reprezinte din nou pentru buzoieni o atracție și să fie pusă în valoare așa cum merită cu adevărat.